Bună seara, doamnelor și domnilor, bine ați venit la o nouă ediție Europa Cristiană. Este din nou ediție de actualitate. Este o ediție în care, într-un fel, ne legăm de evenimentele care au loc în acest moment în Ucraina. Dar ne vom concentra pe o interesantă, aș spune, consecință a lor. E vorba de ceea ce se întâmplă în Ortodoxie și de această dimensiune, să spun, ortodoxă, cumva, religioasă în orice caz, a conflictului, pentru că, din păcate, există și așa ceva. Din păcate, sunt oameni care au amestecat deja Ortodoxia în acest război cumplit. O să vorbim despre o declarație pe care un număr considerabil de intelectuali ortodoxi și contemporani au semnat-o în legătură cu această problemă. Și este, cu alte cuvinte, o discuție pe care o facem despre ceea ce se întâmplă în Ortodoxie acum, ca o reacție a evenimentelor de acum. Este poate un pic neobișnuit pentru Europa Cristiană, dar simt nevoia să o facem, pentru că, până la urmă, am sentimentul că ceea ce se întâmplă acum în dimensiunea asta forjează un profil spiritual, un profil religios nou pentru Europa. Și ca să discut subiectul acesta, am ca întotdeauna cel mai potrivit invitat. Se află din nou în studioul Europa Cristiană domnul Teodor Baconschi. Bună seara, domnule Baconschi. Bună seara, domnule Voinescu. Vă mulțumesc că ați revenit la Europa Cristiană. Și o să încep imediat. Pentru telespectatorii care nu știu, în Duminica Ortodoxiei, un număr mare de intelectuali ortodoxi au emis o declarație în legătură cu poziția pe care o are Patriarhul Kiril și pe care o au un număr considerabil de înalți ierarhi ai Bisericii Ortodoxe Ruse în legătură cu acest război. Dar o să vă întreb întâi un lucru ca formă. Văzând așa această declarație și văzând semnăturile, am constatat că cele mai multe dintre ele sunt semnături occidentale. Nu neapărat ale unor oameni care au emigrat acolo, în fine ortodoxi din spațiul nostru care au emigrat acolo, ci după nume cel puțin, pe câțiva îi știm și după renume, americani s-a dea, englez s-a dea, francez s-a dea. Și aș vrea să vă întreb dacă putem socoti asta ca un semn că iată, Ortodoxia înflorește și în Occident, și dacă vă surprinde asta? Nu mă surprinde, sunt familiarizat cu diaspora ortodoxă multilingvistică pe care o regăsim în afara spațiului ortodox politic. Da, da. Țări occidentale, până în Australia, unde avem o consistentă diasporă grecească, în Statele Unite, Canada și așa mai departe. Acești oameni trăiesc acolo de mai multe generații, dar trăiesc în democrații, trăiesc într-un climat pluralistic și care i-a obișnuit să gândească critic, liber. Totodată sunt oameni care de multe ori s-au convertit la Ortodoxie și, prin urmare, sunt profesori universitari, mari, cărturari, care cunosc și pe filiera academică tradiția răsăriteană. I-au citit în detaliu, i-au studiat și uneori editat pe Sfinții Părinți, s-au ocupat de istoria Bisericii Bizantine. Deci au astăzi, în criză, în criza prin care trecem, pertinența celui care s-a adăpat la izvoare și care frecventează sursele autentice ale Ortodoxiei, astfel încât cred că acest apel e și un reflex al libertății din orice societate democratică și, în același timp, este și un rapel la tradiția adevărată a Bisericii, care, sub presiunea unor ideologii sau a unor regimuri politice dictatoriale, se poate altera, se poate chiar desfigura. Și odată cu desfigurarea Ortodoxiei apare și o adevărată derivă, mai întâi moral, spiritual, apoi poate chiar un stadiu în care Ortodoxia poate fi instrumentalizată ca
mijloc de, de dezumanizare, aș spune. S-a ajuns în Rusia, așa cum o vom putea discuta, la o instrumentalizare politică a ortodoxiei cumplită. Și cred că e normal ca restul lumii ortodoxe să ia atitudine. Am văzut deja că foarte mulți ierarhi, chiar cap de biserici, inclusiv preafericitul Părinte Patriarh Daniel, au numit adevărul cu cuvintele necesare. Au spus, au vorbit despre invazia Rusiei în Ucraina. Deci nu avem dubii cu privire la cine este agresorul și cine este victima acestei agresiuni. Dar văd că și Patriarhul Ecumenic și Papa Francisc, alți cap de biserici, nu doar din Ortodoxie, sunt indignați de această manipulare politică a Ortodoxiei ruse, care este folosită astăzi ca un fel de gnoză neofascistă. Dar vreau să vă întreb, îmi spuneți că explicația poate fi asta, că oamenii în Occident acolo trăiesc în libertate, dar pe de altă parte, pe mine mă uimește că există un asemenea interes și un asemenea atașament la Ortodoxie în Occident, adică într-un context cultural despre care cel puțin așa știam, care este, să spun, dominat de cu totul alte nuanțe creștine, pentru că noi avem această imagine a Ortodoxiei cantonată într-un spațiu geografic bine determinat. Asta poate și pentru că biserica noastră ortodoxă nu și-a prea flexat, să spun... N-a făcut misiune. N-a făcut misiune, nu s-a văzut în postura asta de biserică universală, ci mai degrabă de biserică locală. Și pentru noi, cel puțin aici în Est, poate fi surprinzător asta. Este asta un fenomen real, istoric, îl simțiți ca prin tren, sau credeți că de fapt sunt câțiva, cum să spun, academici interesați de ortodoxie și atunci sunt apropiați de surse, cum spuneați, și au avut o reacție? Sau credeți că chiar putem vorbi de un fel de, nu invazie, dar o schimbare a centrului de greutate al ortodoxiei, geografic vorbind? Bun, acum, sigur că orice biserică e înrădăcinată în timp și spațiu, deci în istorie și geografie. În Commonwealth-ul ăsta post-bizantin, cum l-a numit Dimitri Obolenski, s-au balcanizat bisericile ortodoxe, au devenit simple biserici ale unor etnii. Când aceste etnii s-au emancipat și au creat state naționale moderne, bisericile respective și-au limitat jurisdicția la frontiera politică geografică a fiecărui stat suveran din aria aceasta răsăriteană. Și în acest context au apărut și competiția între bisericile ortodoxe. Mi-aduc aminte, era să zic în tinerețea mea, cu durere, anii 80. Eram amic cu un tânăr ieromonah de la Sihăstria, care își dorea să ajungă la Sfântul Munte Atos. Da. Și era, nu, pe de o parte îl închideau comuniștii, nu prea dădeau vize, și pe de altă parte, în acea perioadă a Războiului Rece, Sfântul Munte Atos fusese naționalizat de greci. Uh-huh. Sigur că e grecesc, sigur că e bizantin, sigur că... Da, bun, era o republică teocratică a tuturor, panortodoxă, nu? Lucrurile s-au mai aranjat între timp, dar această izolare de Occident, de cursul istoriei moderne și totodată limitarea la acest areal greco-slav, în care românii sunt singura excepție latină, a făcut ca ortodoxiile moderne să fie tentate în permanență de filetism. Sigur că această erezie, cum a fost ea declarată la un sinod al patriarhilor răsăriteni de la 1872, e erezia confundării creștinismului cu o anumită națiune. Adică în loc să zici ecleziologic noul popor ales, pentru că biserica e fiica sinagogii, este poporul lui Dumnezeu botezat în Iisus Hristos, spui noul popor ales e poporul meu, din care se întâmplă să fac parte. Că fie el sârb, bulgar, grec, român, rus și așa mai departe.
Ori, în ciuda acestei condamnări care prevenea războaiele balcanice, ele tot au avut loc, anticipa cumva și dezmembrarea imperiilor din zona noastră după primul război mondial, e bine, tentația filetismului este o realitate mai mult sau mai puțin afirmată, concretă, din toate bisericile ortodoxe. Și noi, sigur, construim noua catedrală patriarhală, îi zicem popular, așa, nu va avea hramul acesta, că nu poate avea tocmai catedrala mântuirii neamului. Al cui? Al nostru, al neamului românesc. E, bine, la ruși, care sunt singurul imperiu care a mai rămas în Europa, restul au dispărut, da? Da. În acest singur imperiu, pe fondul umilinței pe care au resimțit-o rușii după ce au pierdut războiul rece și Uniunea Sovietică a fost forțată fără arme să se dezmembreze, pentru că nu se mai susținea. E bine, au acumulat 30 de ani acest revanșism istoric, antioccidental. Cine a câștigat? Occidentul liberal. Cine a pierdut? Păi, sigur, URSS, dar de fapt Imperiul Rus, pe care avem obligația să-l reconstituim, adunând la oaltă toate popoarele slave, cel puțin slavii de est, cu cei de vest și cu cei de sud. Da. Și vedem că chestia asta a fost într-adevăr un program politico-ideologic neorevizionist, imperialist, care a avut un anumit succes. Serbia nu este în Uniunea Europeană și NATO, nu? Da. Apropo de slavii de sud. Deci, dar Bulgaria este. Bulgaria este. Însă, ce se întâmplă este că acum, cu războiul din Ucraina, cu solidaritatea întregii lumi civilizate, aș spune, pe față de tragedia din Ucraina, și absurditatea acestei invazii, cu costurile ei, distrugerea infrastructurii unei țări, 3 milioane, poate și mai multe, de refugiați, victime civile și așa mai departe. E bine, acum mi-e personal teamă să nu se revină, pentru că începe un nou război rece, asta e clar. După pace, nimeni nu-și va mai permite să lucreze cu un succesor de-a lui Putin de același fel. Sigur. Nu? Da. Și atunci, după pace, să nu cumva să se revină la teza asta huntingtoniană din anii 90, că Occidentul se oprește unde începe lumea ortodoxă. Da. Și de asta este cu atât mai important ca bisericile ortodoxe, fie funcționând ca în România și Bulgaria, în democrații euroatlantice, fie altele, Grecia la fel, același lucru, să nu închidă ochii la deriva filetistă gravă și cu aspecte de complicitate la crimă de război din Biserica Ortodoxă Rusă. Dar acum vreau să vă întreb un lucru. Bun, deci filetismul, am înțeles, este această erezie în care principiul... Împărăția lui Dumnezeu este pe pământ. Și e subordonat criteriului. Și neamul ales este neamul din care fac parte. Bun, e limpede. Pe de altă parte, nu aveți sentimentul că există o tensiune între modul de organizare autocefalic, să spun, al bisericilor ortodoxe și această erezie? Adică, pe de o parte, bisericile ortodoxe, cum ați și spus, în jurisdicția lor, dar până la urmă și în limba lor și în expresia lor, sunt foarte legate istoric de aceste națiuni, au fost vector esențial în formarea statelor națiune, nu? Ceea ce era foarte bine în secolul XIX. Și în același timp, iată, avem această respingere a filetismului. Nu simțiți că e o tensiune? Cum se poate rezolva, de pildă, raportul ăsta între autocefalie și respingerea ereziei filetiste? Bun, în ecleziologia și dreptul canonic din ortodoxe, principiul sinodalității ar trebui să fie necesar și suficient în relațiile dintre diversele biserici ortodoxe. Tocmai acest principiu al sinodalității e încălcat de discursul ăsta cripto-imperialist sau explicit imperialist al celei de-a doua Moscove și apoi o nouă translație o imperii de pe Bosfor la Moscova, nu? A treia Romă. Tocmai Ortodoxia a funcționat
în mileniu bisericile despărțite pe acest principiu al sinodalității, în care prima Romă, condusă de urmașii lui Petru ca episcop, era un primus inter pares într-o comuniune pentarhică alături de patriarhiile orientale, nu? Da. Noua Romă, Constantinopol, da. Antiohia, Alexandria și Ierusalim. Ori ar trebui ca Moscova să înțeleagă că ea nu e un Vatican ortodox, nu e nici a treia Romă, nici a 14-a, ci pur și simplu o biserică ortodoxă în comuniunea panortodoxă, călăuzită ecleziologic de principiul sinodalității. Cu alte cuvinte, fraternitate, există o ierarhie, o ordine de precădere, aș spune. Atâta care tot. Protocolarea mai degrabă. În care, din motive istorice evidente, îi acorzi acest statut de primus inter pares, cel din tâi dintre egali, patriarhiei ecumenice, nu? Și titularul ei. Dar asta nu îi conferă patriarhul ecumenic și nu doar din motivul că caz e limitat la fanar într-o turcie musulmană. Nu, din niciun motiv ecleziologic și canonic nu poate exista în ortodoxie un vector piramidal, un loc central, o monarhie episcopală, nu? Ori asta vrea Moscova, să în condițiile în care calcă în picioare prin filetism și universalitatea intensivă a adevărului evanghelic și în condițiile în care încalcă principiul ăsta al sinodalității esențial în ecleziologia ortodoxă. Deci vrea să-i aducă pe toți la scaunul patriarhiei Moscove, măcar pe slavi, dar sigur, dacă se poate, și pe ceilalți. Prietenul nostru, Adrian Papa Hagi, a făcut o remarcă zilele trecute, mi-a spus că despre Moscova au vrut ei să fie a treia Romă și le-a ieșit al patrulea Reich. Într-un fel, gluma e tare, dar într-un fel spune ceva adevăr despre asta. Acum, revenind, totuși, istoric vorbind, în ortodoxie a existat mereu, cel puțin așa percepem noi, o confruntare, să zic așa, de cocoși cumva între, să zic, elementul grec și elementul rus. Fiecare asumându-și, într-un fel de vanitate, să o spunem așa, rostul acesta de cum să spun, figură principală, figură primordială. Întrebarea mea este, în istorie, între aceste două elemente care mereu s-au confruntat, românii nu sunt nici de o parte, nu sunt nici de cealaltă, au încercat în permanență să joace, să spun, în fine, în interesul propriei lor biserici ortodoxe. Simțiți că în momentul ăsta putem avea vreun rol, noi ca națiune ortodoxă, special sau aparte, măcar în dimensiunea asta, să zic, ortodoxă a conflictului, o dimensiune în care, vreau să repet asta, patriarhul Kiril a aruncat ortodoxia în acest război. El a făcut. Dacă el în acest fost, război interortodox. Interortodox. Da. Dacă ar fi avut o atitudine creștină, ortodoxă, normală, să spun așa, cerând pace, noi nu aveam această discuție. Acum nimeni nu s-ar fi supărat. Da. Rămânea o chestie politică. Dar revin, simțiți că România ar putea avea un rol anume, un rol aparte, fiindcă știm, relația dintre Moscova și Constantinopol și Istanbul e ruptă? Păi, la ora actuală, cu Ucraina în război și Rusia sub embargo geoeconomic, arătată cu degetul de toată comunitatea internațională, da, România devine cea mai mare biserică ortodoxă în libertate. Cea ucraineană este bombardată de frații pravoslavnici. Da. Iar Rusia, cum spun, o să rămână cea mai întinsă țară din lume, dar și cea mai singuratică și cea mai repudiată. Deci vocea Bisericii Ortodoxe Române în acest context este cea de soră mai mare a celorlalte biserici ortodoxe din lumea liberă. Uh-huh. Frontiera acum e între despotism și libertate.
Și adevărul lui Hristos ne face liber, nu ne face sclavii cuiva, nici măcar sclavii unei idolatrii naționaliste, în care divinizăm propriul trib. Nu? Așa că, de facto, fără să îi dea cineva acest rol sau fără să fie neapărat nevoie să și-l asume în mod explicit, Biserica Ortodoxă Română este acum cea mai importantă biserică ortodoxă din lumea liberă și ea cred că trebuie să apere valorile lumii libere, adică să profite de această condiție a democrației pentru a spune adevărul ca atare, adică nu se lăsa nici atrasă, nici supusă de ortodoxia nucleară promovată de ruși, care au luat-o pe foarte multe planuri razna. Am citit zilele astea și am și scris despre niște declarații în care oficiali din administrația patriarhală moscovită nu doar că spun războiul purtat de noi e legitim, dar îndeamnă la ștergerea de pe fața pământului a ucrainienilor. Rușii au reușit să pună ca patron, sfânt patron al arsenalului nuclear rusesc, pe Sfântul Serafim de Sarov, care e unul din marii sfinți ai Ortodoxiei și care, când se întâlnea cu orice om, îi spunea: bucuria mea, Hristos a înviat. Cum să-l folosești pe Sfântul Serafim de Sarov într-o asemenea ipostază, șef peste rachete? Deci, trebuie să aibă loc o pocăință a Bisericii Ortodoxe Ruse. A mers mult prea departe cu supralicitarea conceptului de teologie politică bizantină, a simfoniei, conglăsuirii, stat-biserică. Sigur că o biserică este loială statului în care funcționează, dar există o doctrină încă de la părinții greci și latini ai bisericii, care spune distinge foarte clar și e preluată și în dreptul modern. Războiul drept e doar războiul defensiv, războiul de autoapărare. În rest, a merge la război împotriva altor neamuri nu reprezintă nu poate avea nicio o opțiune evanghelică. Da. Acum, vreau să revenim la această declarație, deși pe parcursul discuției noastre am atins deja câteva puncte la care se referă. Și vreau să vă spun un lucru. Ca formă, pe mine m-a mirat. Pentru că este o declarație pe puncte în care semnatarii citează câte un pasaj din Evanghelie, după care explică unde anume poziția Bisericii Ortodoxe Ruse contravine acelui citat. Și adesea repetă formula: în consecință condamnăm ca neortodoxă și respingem. Da. De vreo 4-5 ori. Acum vă întreb un lucru. Nu vi se pare că e un pic îndrăzneț? Adică are un grup de intelectuali, nu vreau să spun dreptul, dar justificarea să decidă ce e ortodox și ce nu e ortodox, ce e eretic și ce nu e eretic, asta nu e o treabă de concilii. Asta e o treabă sinodală, sigur. Dar are dreptul să prezinte toate acele argumente istorice, morale, așa dogmatice, așa, biblice, doctrinare, care evidențiază deriva filetistă a Bisericii Ortodoxe Ruse. Ea nu are dreptul să ia, de pildă, decizii de tipul încetăm comuniunea cu Biserica Ortodoxă Rusă, sau nu are atribuții de tipul excomunicării, acaterisirii cuiva, sau așa mai departe. Sigur că asta e un atribut al episcopilor reuniți în sinod, eventual sinod panortodox. Da. Dar, apropo de sinoade panortodoxe, când viata lumea ortodoxă, care a fost distrusă de comunism, persecutată, umplută de munți de martiri creștini în toate țările ocupate de Stalin, scapă de nenorocirea asta istorică și revine în fire, se reconstruiește, se afirmă și regăsește demnitatea, face în sfârșit liber cateheză, poate să se recupleze și cu celelalte biserici și cu trecutul. Și taman acum
tu, Biserica Ortodoxă Rusă, boicotezi sinodul din 2016 din Creta, care avea loc după războiul rece și după mari eforturi făcute de toate aceste mădulare ale Ortodoxiei pentru a se pune din nou la oaltă, pentru a dezvolta o conștiință panortodoxă. E foarte important asta. Ori tocmai filetismul fragmentează și conștiința de sine a unei, adică o împiedică de-a dreptul o conștiință panortodoxă, așa cum la catolici, nu? Facem o această analogie. Că ești catolic din America Latină, din Africa, Asia sau Europa sau din America de Nord, ei toți au o conștiință a catolicității bisericii, nu? Da, a universalității creștinismului. Da, la ortodoxi, cât dialog avem? Sigur că libertatea ne-a permis acum, de exemplu, eu, și știm amândoi asta, spre Sfântul Munte Athos, nu? E un pelerinaj românesc permanent. Da, sau, foarte interesant. Bun. Dar nu cunoaștem în general realitățile din bisericile, celelalte biserici ortodoxe, din cauza acestor ziduri naționaliste. Și de multe ori apar și rezerve sau forme de dispreț, o stereotipuri ostile față de alte neamuri ortodoxe, tot din pricina acestui etnocentrism. Pe lângă filetism, care este puternic denunțat în această declarație, mai e un punct important asupra căruia aș vrea să vă rog să ne transmiteți gândurile noastre. E vorba despre raportul dintre cele ale Cezarului și cele ale lui Dumnezeu. Fără îndoială, Patriarhul Kiril și ceilalți înalți ierarhi ruși practic au închinat biserica puterii lui Putin. Care poate fi președinte, țar, cezar, în fine, îl putem numi oricum. Fapt este că au pus biserica lor într-un anume raport cu puterea politică. Și această declarație denunță lucrul ăsta. Asta e o problemă lungă, veche, grea. Spuneți-mi, cum vedeți în sistemele, să spun, democratice, în sistemele europene lucrul ăsta, având în vedere că statele sunt din ce în ce mai laice, ca să nu spun seculare, biserica rămâne biserică, evident, adesea apare o tensiune și e de spus că în discursul ei, Biserica Ortodoxă Rusă de astăzi speculează asta și spune, iată cum sunt tratate bisericile în spațiul Uniunii Europene, societatea e complet laicizată, statul permite. Da. Cum vedeți? Vă spuneam la început că Rusia e ultimul imperiu care are o bucată europeană și cea mai mare parte în Asia, dar că tentativa lui Putin, numită conflict metafizic de Patriarhul Kiril, e de a reimpune cu forța un creștinism politic, un creștinism prezentat drept corp politic al Imperiului. Occidentul a trecut și el prin faza asta. A avut și dispute între Imperium și Sacerdocium, între papalitate și împărați. Împărați, nu? Da. Cine pune pe cine? Cine încoronează pe cine? Chiar cu războaie? A avut și războaie religioase. Sigur. Interconfesionale. A avut și războaie pentru ortodoxie, nu? Să zicem, în speță contra catarilor și așa mai departe. Și a evoluat istoric și politic către sistemele libere, democratice, care permit coabitarea dintre stat și biserică și totodată conlucrarea lor pentru binele comun, cum s-a întâmplat în doctrina creștin-democrată aflată la temelia proiectului Uniunii Europene. E bine, treaba asta nu are loc în Rusia de 300 de ani. Practic, de la Petru cel Mare încoace, care a impus reforme occidentalizante cu forța, sinodul a devenit o anexă a statului rus, țarul este cumva mai mult decât o persoană hieratică, sacralizată. E un fel de vocea lui Dumnezeu și libertatea profetică, așa zis, a bisericii ruse e zero de 3-400 de ani. De la Ivan cel Groaznic trecând prin Romanovi până la, mai vorbesc, Stalin și așa mai departe. N-au fost liberi. Au uitat ce înseamnă libertate. Iar
protestele rascolnicii, toate mișcările astea, fie au avut mize formaliste, pseudomistice, derizorii, nu știu, Voltaire vorbea de, în istoria lui Carol al XII-lea, despre o teză de doctorat de la Moscova, suntem în secolul XVIII, care căuta să arate că e un păcat să fumezi, dar nu e un păcat să bei vodcă, pentru că ce scoate omul pe gură e... E, contează, nu? Da. Bun. Sau cât s-au bătut să stabilească dacă e bine să-ți faci semnul Sfintei Cruci cu două degete sau cu trei degete. Da. Chestii de genul ăsta. Da. Deci au fost mișcări centrifugale, sectare, mistico-apocaliptice și anarhiste, care au încercat să riposteze la cezaropapismul ăsta cronic din Biserica Rusă. Da. Dar niciodată ea nu a, pentru că neîntâlnind democrația, niciodată, n-a întâlnit nici acest model în care o biserică liberă într-un stat liber. Adică statul e liber să acționeze în ordinea lui, cu responsabilitățile și funcțiile lui, și biserica la fel. Nu se stânjenesc, nu se persecută, nu sunt în competiție, nu se detestă, nici nu se confundă, ci conlucrează pentru binele comun, găsesc zonele în care energia, resursele și valorile fiecăruia se pot întâlni pentru ca să apară mai mult bine în societate. Asta e tot. Atâta vreme cât rușii nu au avut decât un fel de potemkimiadă de liberalizare, nu știu, după 90, sub perioada aia Elțin, 7-8 ani, în care, bun, și în care numai bine a fost o aparat de securitate și nomenclatura sovietică s-a instalat în afaceri, dar a și denigrat democrația, spunând, păi, sigur, democrația sigur. E haos, fraților, uitați-vă, e crimă organizată, fiecare face ce vrea, nu mai poți ieși pe stradă, bun. De asta eu cred că Putin pierde războiul, Rusia va fi izolată, va reveni, va avea încă o dată de ales ce a avut mereu de ales în istoria ei modernă. Între Asia și Europa. Un alt lucru interesant în declarație spre sfârșitul ei se adresează, aș spune, nouă, celor din partea, să spun, cum să zic, cealaltă a ortodoxiei. Și anume, în pasajul în care această declarație condamnă ceea ce ea numește chietismul, adică acea atitudine pe care o au foarte mulți creștini, care refuză să se angajeze într-o judecată în momentul ăsta și care preferă pasivitatea rugăciunii. E adevărat că noi toți trebuie să ne rugăm. Eu închei fiecare emisiune îndemnând pe oameni să se roage. Dar la un moment dat nu mai e suficientă, pentru că ne spune Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu sunt făcătorii de pace, nu rugătorii, nu cei care se uită din tribună, nu cei care, nici măcar cei care scriu pe Facebook, deși la un moment dat asta poți face și atât. Ci trebuie să faci ceva pentru pace, să acționezi jertfelnic. Simțiți că e o problemă în Biserica Ortodoxă, evident, nu cea rusă, nu cea ucraineană, ci în celelalte biserici ortodoxe, e un pericol să rămână oamenii la nivelul ăsta de rugăciune generalizată și gata? Eu nu știu cât timp mai avem, dar v-aș cere îngăduința de a citi un mesaj de la un ieromonah, întrucât e public. Dar nu l-am întrebat, totuși n-am să-i dau numele, mă rog, din delicatețe. Dar să vedeți cum gândește un om teafăr și cu o așezare spirituală, după părerea mea, impecabilă. Da. Zice acest ieromonah, sunt fapte pentru care nu e posibilă nicio justificare morală. Sunt oripilat să aflu că mai există români care îl disculpă pe Putin sau sunt neutri. Adică nu știu cine e vinovat în războiul din Ucraina. Este elementar dreptul la libertate al unui individ, cu atât mai mult al unui stat, a unei națiuni, deci a unei comunități, având mai mulți indivizi. Nu știm că agresorul sau invadatorul este cel vinovat?
Atunci de ce îi mai apărăm pe copii de bullying? Există anumite fapte care nu admit nicio justificare, ca de pildă a omorâ sau a viola un copil. Cu atât mai mult a arunca iadul și coșmarul peste o țară întreagă, peste o mulțime de inocenți, inclusiv copii. Oamenii care nu înțeleg tragedia Ucrainei și o bagatelizează au devenit ei înșiși structural nedrepți, dovedind că le lipsește un minim discernământ moral. Ei transformă drama apocaliptică și sfâșietoare a milioane de oameni în cifre abstracte, numărul de victime și de răniți, procentul de distrugere a orașelor sau în calcule geopolitice. Rusia în Ucraina luptă împotriva decăderii Occidentului. Ăsta e specificul ideologiei care, contrar creștinismului, pune o sumă de idei abstracte, neverificate și nedemonstrabile, mai presus de viața vie a persoanelor vii. Ce frumos zice omul ăsta. Da, da, da. Acest fapt l-a făcut și Hitler în al doilea război mondial, la fel și Stalin și comuniștii și orice dictatură. Pentru ei viața persoanei nu mai conta. Ei trăiau în lumea calculelor, a utopiilor ideologice, atunci nazismul sau bolșevismul, astăzi panslavismul și imperialismul rusesc. Oamenii care mai disculpă pe Putin s-au dezumanizat în ei înșiși, pentru că aici nu mai e vorba de lipsa unui discernământ politic, ci a unui discernământ moral. Da. Nimeni întreg la suflet nu mai poate socoti pe Putin creștin. Cum să fie ortodox cel ce omoară mii de ortodoxi nevinovați? Cum să fie al lui Hristos cel care îi omoară pe copii? Cum va fi judecat de Hristos cel care ucide creștini mai rău decât un sălbatic din antichitatea păgână? Nu erau ei chiar sălbatici, dar erau cruzi. Cum să fii creștin când încalci temeiul creștinismului și al vieții, care este iubirea, aducând în loc ura și moartea? Ortodoxia nu este imperialism, ci expresia dragostei curate și drepte de Dumnezeu. Creștinii fac fapte prin care să se asemene cu Hristos, nu prin care să se asemene demonului iubitor de sânge și ură. Un creștin nu are dreptul să pună calculele naționaliste și ura mai presus de respectarea poruncilor lui Hristos. Deci, nu mă mai întind cu asta, dar mi se pare că, uite, ba da, finalul. Creștinii cărora agresorul și crimele nu le stârnesc indignarea, oroarea și dezgustul, ci rămân căldicei în confuzia morală, vor auzi de la Hristos însuși: nu știți fiii cărui duh sunteți. În cazul războiului de lângă noi, a fi neutru înseamnă a fi indiferent. Indiferent la ce? La tot ce înseamnă suferința semenului și la tot ce înseamnă porunca iubirii cristice. E puternic. Există și această claritate morală. Iată la monah. Un monah. Și sunt convins că sunt foarte mulți. Sunt foarte mulți, așa. Evident că bun. Sunt. Bun. Deci, vă întreb. Adesea mergem la biserică și în general există această pe care eu această atitudine pe care eu explic realmente prin dorința de a pacifica a multor clerici care spun: toți avem păcate. Sigur că toți avem păcate. Nimeni nu spune că sunt unii puri. Dar ce facem cu... Dar ce facem cu asta? Suntem bunul samaritan sau nu? Sau trecem, cum a trecut și preotul, levitul și așa mai departe, nu? Și până la urmă samaritanul a plecat și a bandajat rănile celui aflat la marginea drumului, căzut la pământ. Deci asta e odată față de drama umană din Ucraina. Și în al doilea rând, în ce măsură nu trădăm Evanghelia lui Hristos, poruncile lui, fericirile și o întreagă galerie bimilenară de figuri exemplare din calendarul ortodox, de oameni care au criticat puterea când a luat-o razna, ca Ioan Gură de Aur sau Maxim Mărturisitorul, sigur, de oameni care cărora le-a fost mai aproape adevărul decât forța, victoria de moment și care au refuzat orice... Fascinația asta pentru puterea politică. Da. Incredibil că un om al bisericii se lasă fascinat de cum să spun, de aura aceasta falsă, mincinoasă, a puterii că, politice. Incredibil. Cum spuneam, continuă această tradiție de instrumentalizare a bisericii în funcție de agenda statului. Domnule Baconschi, vorbesc de bunul, ați adus povestea bunului samaritan un pic în discuție. Samaritan, trebuie să vă spun că există o observație interesantă în cetate în ultima vreme. Toată lumea impresionată de modul în care am reacționat ca popor spontan în sprijinul refugiaților. Și continuăm să o facem și e minunat. Dar au fost aici colo câțiva care au pus întrebări interesante. Și au spus: vă amintiți
cum îi priveam și cum îi tratam acum când 3 ani sau 4 ani pe refugiații de război din Siria. Îi țineam după garduri de sârmă ghimpată și dădeam cu apă și cu gaz. Iată ce frumos îi primim pe ucraineni. Înainte de a vă pune întrebarea pe care bănuiesc o vorbesc, trebuie să precizez că Părintele Patriarh Daniel și atunci a avut o poziție corectă și a spus clar că trebuie să deschizi ușa refugiatului care spate la ușă. Fie și pentru că, așa cum spunea cineva odată, poate fi chiar Hristos. N-ai de unde să știi. Dar, revin, nu cumva e și un pic de ipocrizie din punct de vedere creștin în toată povestea asta? Ba da, pentru că sunt conservatori, fie naționaliști, mai mult sau mai puțin xenofobi, bun, stângiști, iar numiți și islamofobi și așa mai departe, care au spus, domne, refugiații ăștia care nu vin din Europa, n-au ce căuta în Europa, aici e un teritoriu creștin. Europa, da, și... da, da, da. Bun, pe de altă parte, să se solidarizeze și regional umanitatea. Adică dacă are loc un război în Orientul Mijlociu, nu știu dacă e... Sigur, Europa oricum a făcut efortul de a primi peste 1 milion de victime de acolo. Victime la care a contribuit și intervenția rusă în favoarea menținerii regimului criminal Bashar al-Assad. Bun. Și aici revizionismul rusesc a adus în sufrageria Europei războiul. E lângă noi. Avem sute de kilometri de graniță directă cu teatru de război. Noi, polonezii și așa mai departe. Da. Deci, nu e vorba de... Principiul acesta. Dacă un om are nevoie de ajutor, ajută-l. Da. Ori de unde ar fi, de ce credință ar fi, de ce condiție economică, socială, profesională. E om. E semenul tău. E aproapele tău. Dar, cu atât mai mult în cazul în care conflictul, criza, marile probleme apar chiar la tine în ușă. Am înțeles. Deci nu vedeți neapărat-o? Sau, ba da, mulți au aplică dublu standard. Și de la dreapta extremă și de la stânga extremă în chestiunile astea. Uh-huh. Uitând principiul conservator, care se recomandă și moderația și realismul. De exemplu, uitând că nu poți să umpli un vas decât până când se umple. Nu poți să primești... e refugiați din toate locurile, tot timpul, în oricâtă... și în număr oricât de mare. Nu? E clar că trebuie să te gândești că dacă preiei un om, preiei responsabilitatea de a-i proteja viața și drepturile, demnitatea. Deci trebuie să măsori cât te ține buzunarul, ce infrastructură de primire ai și lucrurile astea așa aparent prozaice. Că altfel din tastatură toată lumea e plină de virtuți morale, asta e altceva. Spuneți-mi, vreau să mai spunem un lucru, pentru că ați fost, după părerea mea, ați avut o analiză foarte lucidă și corectă în legătură cu Biserica Ortodoxă Rusă, dar e de spus că sunt și câteva semnături rusești pe această declarație. Și astea sunt niște semnături de un curaj extraordinar. Ne e mult mai ușor nouă, evident, de aici să o semnăm și să facem această emisiune, dar pentru oamenii acolo, nu. Și între timp am văzut că a apărut o scrisoare semnată de vreo 300 de clerici ortodoxi ruși, care se dezic de război sau cel puțin de sprijinirea războiului. Sunt totuși... Îmi spuneți că Biserica Ortodoxă Rusă n-a cunoscut libertatea. De atât că sunt oameni în interiorul ei care, într-un fel sau altul, au cunoscut-o, chiar dacă biserica ca atare n-a cunoscut-o. Da, și cred că putem aștepta la o trezire de conștiință și încă o dată Rusia avea, înainte de a intra în comunitatea statelor civilizate, libere, democratice, trebuia să facă o metanoia după crimele comunismului, 100 de milioane de victime. Nu poți să spui, ok, acum s-a terminat URSS și noi o luăm de la capăt, cum se vede că fac. Da. Trebuie să aibă loc o transformare profundă, inclusiv spirituală a societății. Nu înlocuiesc marxism-leninismul ateu
cu ortodoxismul nuclear, da, și gata, mergem înainte ca și cum nimic nu s-ar fi întâmplat. Da, deci eu zic că acum șocul tectonic geopolitic care reașează, da, Occidentul de-o parte și Rusia de-o parte, va fi un prilej pentru națiunea rusă, în care avem atâtea de admirat. Nu, asta e problema. Cine cunoaște marile daruri creative ale acestei culturi europene majore, cum îmi place să o numesc, nu poate să nu deplângă, da, decăderea acestei nații, știți, sub atâtea dictaturi succesive. Știți că foarte mult se așteaptă, sau cred că rezolvarea acestui conflict poate veni dintr-un fel de revoltă interioară în Rusia sau măcar la Kremlin și răsturnarea lui Putin. Nu o să vă întreb despre asta, dar o să vă întreb, ce părere aveți? Are Biserica Ortodoxă Rusă resursele să devină o biserică ortodoxă cu adevărat soră în raport cu biserica, cu noi, cu grecii și așa mai departe? Sau această grandomanie, să o numesc așa, este în ADN-ul ei și pur și simplu nu mai poate? Nu putem. Ce credeți? Nu putem. Trebuie să-i lași omului spațiu de îndreptare. Întotdeauna. Pentru că asta este una din funcțiile nobile ale libertății cu care l-a înzestrat Dumnezeu. Deci eu mi-aș dori ca într-o zi, nu știu dacă o apuc eu sau copiii noștri, în orice caz, să aibă loc o primenire spirituală, o emancipare a Bisericii Ortodoxe Ruse de sub bocancul acestor țari, cezari, dictatori, atei sau revizioniști antioccidentali, agresivi. Și asta cu siguranță că se poate, odată pentru că nu știi cum lucrează Dumnezeu în economia asta iertării, și iertare fără pocăință nu prea există, nu? Și pe de altă parte trebuie timp, pe de altă parte trebuie deputinizată, mentalitatea clerului și așa mai departe. Trebuie. De ce n-a venit niciodată un papă, nu, în Rusia? Pentru că Rusia e o cetate închisă care se otrăvește mereu cu această idee că, deși e cea mai mare din lume, deși una dintre cele mai bogate țări ca subsol, toată lumea o urăște și vrea să o desfințeze. E nevoie și de dialog ecumenic, de dialog interconfesional, de fraternitate, de acțiune comună pentru cauze globale care privesc toată omenirea. Să ne uităm încă o dată ce drame a creat filetismul, parcelarea asta naționalistă a bisericilor ortodoxe, în condițiile în care ele chiar în lumea creștină au un spațiu mic. Domnule Baconschi, în încheiere vreau să vă pun o întrebare. Sigur, suntem în mijlocul evenimentelor, dar totuși, simțiți că impactul acestui, să spun, exacerbării acestei dimensiuni ortodoxe religioase a conflictului din Ucraina se simte măcar la nivelul intelectualității, dacă nu cumva și la nivelul credincioșilor ortodoxi din România? Ne schimbăm cu ceva părerile, atitudinile? Cum metabolizăm noi mirenii, mai ales noi mirenii ortodoxi, ceea ce se întâmplă acum în Rusia? Având curajul de a spune adevărul, de a ne disocia de această oroare pe care Putin, cu binecuvântarea nefericită a Patriarhului Kiril, o comite sub ochii lumii, în timp real, alături de noi. Deci curajul moral nu înseamnă partizanat, nu înseamnă ruperea comuniunii, nu înseamnă decât că ne folosim darul rațiunii și al libertății într-un mod responsabil și într-o biserică liberă, la rândul ei, pentru că funcționează într-o democrație. Deci dezbateri trebuie să aibă loc. Trebuie să vorbim și cu frații noștri din Biserica Ortodoxă Română, care au altă părere, altă percepție. Nu trebuie să-i etichetăm ca putiniști sau nu știu ce, dar trebuie să-i aducem cât de cât la o concluzie ceva mai rațională, nu conspiraționistă, și în orice caz nu una care pleacă de la premisa evident falsă că Putin este un erou al creștinismului autentic. Este o întoarcere pe dos a tuturor evidențelor și a tuturor principiilor morale. Să privește așa, ca pe un cruciat antiglobalizare,
care luptă cu Occidentul de căzut, în condițiile în care până una alta omoară inclusiv copii în Ucraina Ortodoxă. Teribil. Domnule Baconschi, timpul afectat, alocat emisiunii noastre s-a terminat. Îmi pare foarte rău, aș fi continuat încă mult să discut cu dumneavoastră, dar sper că cu altă ocazie o să reveniți în studioul Europa Cristiana. Vă mulțumesc mult. Sperăm că pe fondul păcii regăsite. De domnule. Doamnelor și domnilor, aici se încheie această ediție Europa Cristiana. Vă aștept vinerea viitoare să ne întâlnim din nou și până atunci, în aceste vremuri agitate, vă îndemn ca de obicei, citiți și rugați-vă. O seară bună!